double digit thousand. Fanii șefului Cătălin Scărlătescu adoră să-l urmărească peste tot prin țară la evenimente pentru a degusta din preparatele sale. Deși mulți nu s-ar fi așteptat, aproape toată lumea își permite să calce pragul localului acestuia. Prețurile nu sunt deloc piperate la cele mai simple lucruri din meniu. Celebrul jurat de la emisiunea Șef la cuțite a început să gătească de pe când avea 17 ani și de atunci a muncit din greu pentru a ajunge unde este astăzi. Rețetele lui tradiționale sunt deliciul tuturor și cine dorește să se înfrupte din minunile din farfurie poate merge la restaurantul la care colaborează și care se numește Burger și Scoici, situat în centrul vechi din capitală. Prețurile nu sunt piperate și deloc diferite față de alte localuri din marele orașe. Spre exemplu, o porție de sarmale cu mămăligă te costă 24 de lei. Cel mai scump preparat din meniu este burgerul cu carne de vită Black Angus, pe care clienții trebuie să plătească 37 de lei. Dacă facem o comparație cu alte restaurante, chiar și din București, prețurile putem spune că sunt rezonabile. Celebra vedetă a povestit că avea multe planuri înainte să înceapă pandemia, dar de când a izbucnit criza sanitară a fost nevoit să reziste și să se adapteze vremurilor. Bucătarul dorea să-și deschidă 3 sau 4 magazine de mâncare, dar a trebuit să se reorienteze. Înainte să înceapă toată nebunia asta cu coronavirus, voiam să fac vreo 3-4 magazine de mâncare, un fel de prăvălii de unde vii și îți iei mâncarea gata făcută pentru acasă. Foloseam rețetele mele în mare parte, era totul supervizat de mine și la niște prețuri foarte decente, nu dalea de nordului. O mâncare foarte bine structurată și foarte gustoasă, la niște prețuri de senzație. Acesta era planul. Numai că a venit coronavirus și am zis, stai puțin, trebuie să ne adaptăm, că nu murim acum, a povestit acesta. Îți mulțumesc că ai privit până la final. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut și nu ești abonat, am să te rog să apeși pe butonul de subscribe pentru a vedea mai multe clipuri de acest fel și să apeși și pe clopoțel pentru a primi notificări despre canal. La revedere!